Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ziua de joi este cu judecata, iar energia generală turnul și pe lângă asta avem și o opoziție între Marte din Fecioară, Saturn din Pești și mai avem și un aspect mai pozitiv între Soare și Neptun. Una caldă, una rece. Este o zi în care emoțiile vor fi la cote maxime. Chiar o zi extraordinar de bună, pe de o parte, atunci când vine vorba de eliberări. Este un moment în care ni se cere să acționăm cu maturitate. Este chiar o zi în care ni se cere să nu exagerăm nici cu munca, nici cu odihna, să găsim oarecum un echilibru și de asemenea este o zi în care vom avea foarte mari emoții, trecutul bate la ușă foarte serios, dar vom avea tot felul de declicuri, tot felul de treziri din acestea. E o zi foarte bună pe dragoste, pe iubire, pe atracție, chiar o zi în care vom avea așa chef să ne și distrăm. Undeva spre seară Venus face o conjuncție cu Luna, chiar abia aștept, sper să o prind pe cer, să o pozez, sper să se vadă ceva. Un moment absolut fantastic, aș spune. Chiar un moment în care putem să alegem plăcerea, putem să alegem pasiunea, putem să alegem iubirea. În general este o zi cu foarte mari predispoziții spre revedere, adică ne revedem cu persoane dragi nouă, cu prieteni, cu rude, cu colegi. Putem să luăm legătura și printr-un apel telefonic, nu e neapărat nevoie să ne vedem fizic. Iar turnul acesta vorbește despre multe explozii, da? Explozii de emoții, explozii, știu eu, de vorbe, tot felul de lucruri care ne vor surprinde destul de mult în această zi de joi. Aș merge în mod special pe lucruri practice, da? Din acest punct de vedere. Vom fi foarte surprinși cu toții. Vedeți că astăzi pot apărea tot felul de iubiri din acestea așa deodată, da? Nu știu, să zic că știai persoana respectivă de nu știu cât timp, de nu știu câte luni, nu știu câți ani și nu ți-a atras atenția. Și acum așa deodată e ceva interesant. Din punctul meu de vedere este o zi foarte, foarte încărcată din punct de vedere energetic. Da? Sper să fiu ok. Că așa cum vedeți, când se întâmplă ceva mare pe cer, imediat se întâmplă lucruri. Da? Imediat le preiau, le simt. În general vorbind, este și o zi în care, știți cum, lucrurile o vor lua razna la un moment dat, chiar când ne așteptăm mai puțin, adică pur și simplu parcă nu o să ne vină să cred, da? Că persoana aia a spus așa, că s-a întâmplat așa, că știu eu cineva a pățit nu știu ce, deci e o zi în care pe de altă parte așa sub semnul iluziilor, sub semnul visului, da? E ca și cum suntem visători, ei fix atunci, da, suntem puțin treziți la realitate. Da? Un moment de inovație, de schimbare, de ce nu, dar undeva spre seară joi o să ne liniștim și o să ne concentrăm mai mult pe rutina noastră zilnică, pe muncă, de ce nu, dar și pe starea noastră de sănătate. Și chiar v-aș ruga pe toți să fiți puțin atenți în ziua de joi, să vă alimentați cum trebuie, să beți suficientă apă, să aveți un stil de viață cât se poate de sănătos, să nu exagerați cu absolut nimic. În mod special joi seara, atunci are loc acel eveniment despre care vorbeam eu, dintre Marte din Fecioară și Saturn din Pești. Deci, cu atât mai mult e nevoie să avem grijă de noi. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să discutăm pentru fiecare zodie în parte, bineînțeles, despre ce e vorba. O să mă axez foarte mult și pe aspectele acestea mari. Am discutat mult mai amănunțit pentru fiecare zodie în comunitatea canalului. Am văzut că ne-am înmulțit acolo. Vă mulțumesc mult, vă aștept un număr cât mai mare. Acolo am analizat lucrurile mult mai amănunțit, mult mai profund, mult mai degajat. Și vă invit cu drag acolo, dacă deja, mă rog, dacă nu v-ați alăturat încă, aveți acces cu o săptămână înainte la toate informațiile pentru fiecare zodie, aveți aproape jumătate de oră de filmare de zodie, deci pentru filmările care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru anul 2023, adică e mult, aveți mult material, nu vă plictisiți și mereu vă țin acolo în priză. Cei care aveți acces în comunitate, reluați informațiile, da? Pentru că sunt foarte, foarte importante. Deja simțim oricum energiile despre care o să vorbesc, dar aia e, da? Le mai accentuăm. Zodia berbec. Dragi berbeci,
Voi chiar vă puteți îndrăgosti astăzi sau puteți aveți o discuție foarte interesantă cu o femeie, unii berbeci chiar vă puteți programa o întâlnire de dragoste sau puteți să cunoașteți pe cineva. Însă este o zi în care aveți voi foarte mult chef de distracție, vă concentrați pe relația cu un copil, cu persoana iubită, pe afaceri, pe plăcerea voastră în general vorbind. Și undeva spre seară atenția deja se duce spre muncă, spre rutină zilnică, spre sănătate, spre animalul de companie. Însă, dragi berbeci, v-aș ruga astăzi să fiți puțin atenți pe sănătate. Chiar e important acest aspect pentru voi, mai ales că e și Marte, guvernatorul vostru implicat. Ceva acolo vă spune, mai dă un pas în spate sau mai ai puțină grijă și de sănătatea ta, de corpul tău, de tine, în general vorbind. Vezi că ai un foarte mare ajutor, da, din partea unor prieteni sau ajutorul vine din zona de online, ajutorul vine din partea aceasta de viitor, adică să abordezi lucrurile poate într-un mod mai diferit, de ce nu, într-un mod nou. Și bineînțeles că și pentru tine astăzi trecutul bate la ușă foarte, foarte serios. Văd aici niște discuții legate de un bărbat, poate cineva care are o problemă de sănătate. Da? Dacă reiei legătura cu cineva astăzi și aveți acolo niște discuții privind niște bani, privind o plăcere pe care o aveți voi în comun, privind partea aceasta emoțională a lucrurilor, aici vedeți că susținerea vine din zona aceasta a drumurilor lungi, din zona actelor, din a studia problema, din a aborda lucrurile dintr-o altă perspectivă. În general, așa cum am zis, este o zi, dragi berbeci, în care ar fi bine să fiți atenți, să aveți grijă de voi. E un moment așa surprinzător. Unii poate chiar la muncă, da, primiți niște vești sau sunteți prinși cu o situație, poate să fie ceva legat de un bărbat din viața voastră, da, sau poate să fie vorba despre o persoană importantă de la muncă, din casă, din familie. E o responsabilitate acolo care apare pentru voi. 5 de monede pentru tine, 10 de spade. Da. Ceva aici se închide pentru tine. Da, este o zi în care se mai închid și lucruri. Pentru tine se închide ceva. Se închide o senzație de singurătate, de abandon. Poate chiar unii berbeci posibil să aflați de cineva care are o problemă și vine și vă spune. Turnul, wow, dar sunteți foarte surprinși astăzi, să știți. Turnul vine cu o mască, da, care se dă jos de pe față, dar vine și cu un eveniment extrem de rapid asupra căruia nu prea putem să intervenim. Văd că cineva pleacă aici. Apoi 6 de monede, niște bani pe care îi primești sau niște cumpărături pe care le faci și tot astăzi este o zi în care poți primești niște cadouri sau poți să primești niște recompense pentru alți berbeci. Cineva vă cere ajutor. Unii berbeci e ca și cum vă dați seama că e nevoie să și oferiți ca să primiți. Uite, e ceva legat de bani, de muncă, deci ai ajutor, da? Poate e ceva acolo care se petrece, dar ai ajutor de la ceilalți, ai ajutor de la cineva anume. Zodia Taur. Dragi Tauri, astăzi e despre casă pentru voi, chiar undeva spre seară, fie aveți o discuție cu o femeie, se rezolvă ceva frumos acolo, iar alți tauri, bineînțeles că puteți să aveți o activitate destul de drăguță împreună cu o femeie sau vă revedeți cu cineva din trecutul vostru. Și undeva spre seară, dragi tauri, deja vă concentrați pe, cum să vă spun eu, pe partea aceasta de iubire, de plăcere, de, nu știu, vreți să vă vedeți cu persoana iubită, vreți să faceți ceva. Dar, dragi tauri, vedeți că astăzi, dacă ești și vă lovește dragostea, e puternic, e intens. Acum, este un moment foarte bun pentru tine în care, uite, te vezi cu niște oameni, te vezi cu niște prieteni, ai, nu știu, ești undeva, să zic, la o ședință, într-o adunare de oameni, pentru că văd că ești prins pe așa ceva și e un bărbat acolo care te va ajuta foarte, foarte, foarte mult. Și dacă ți asculți intuiția, astăzi ieși din foarte multe chestiuni. Partea amoroasă se activează și pentru tine astăzi, acea opoziție dintre Marte și Saturn. Fie este ceva legat de persoana iubită, fie, așa cum am spus, dragi tauri,
Fie voi începe să simțiți ceva profund față de cineva, fie cineva față de voi. Alți tauri poate acum spuneți gata, hai să clarificăm situația, să vedem ce facem până la capăt. Există foarte mare predispoziție pentru asta, pentru voi. Pentru alții pot apărea niște conflicte cu persoana iubită, conflicte legate de un viitor, conflicte legate de un grup de oameni, de un proiect. Da? Dar știi cum? E o situație din care vei ieși extraordinar de bine în fața celorlalți. Adică orice ar fi, ieși bine. Orice ar fi, ieși bine. Arcana majoră, moartea și faetonul, o conexiune cu zodia Scorpion sau zodia Rac, mai văd aici. Dragi tauri, e ceva intens, ceva se finalizează oficial sau se întâmplă ceva frumos, faceți un drum aici, aveți parte de un succes. Este o zi în care uitați că puteți să rezolvați ceva simbolic pentru acest an 2023. Cavalerul de spade, niște evenimente neașteptate care au loc. Cavalerul ăsta de spade vorbește despre tot felul de discuții pe care le poți avea din senin, clarificatoare, da? Iar ultima carte, 2 de cupe, v-am zis, dragi tauri, vedeți ce faceți. 2 de cupe înseamnă o întâlnire cu o persoană dragăție, cu un prieten, cu persoana iubită, poți cunoști pe cineva astăzi și tot 2 de cupe poate să însemne pentru tine și un contract pe care îl semnezi sau o înțelegere pe care o faci cu o persoană. Dar surpriza asta să știi că vine de la un suflet pereche sau de la un copil, de la o persoană din trecutul tău poate. O invitație, ceva ce se întâmplă așa, pac, rapid. Sau rezolvi ce ți-ai propus, dar mult mai rapid decât te-ai fi așteptat. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, astăzi cuceriți pe toată lumea prin vorbă, prin modul vostru de a fi, însă cu siguranță și ceilalți vă vor remarca. Este o zi bună pentru voi, pe drumuri, pe comunicare, chiar în relația cu o femeie. Cineva vă poate ajuta mult, dar, dragi gemeni, repet, poate să fie și o zi cu acea sclipire, da? Față de cineva sau cineva are o sclipire față de voi. Da? Undeva spre seară deja vă concentrați pe casă, pe familie, pe viața privată, aveți lucruri de rezolvat. Însă, pentru voi este o zi fantastică pe carieră, pe partea aceasta. E ca și cum nu vă vine să credeți cât de bine sunteți susținuți. Vă pot veni bani, vă puteți simți apreciați, vă puteți simți într-un mare fel străluciți. Ce mai e? Ceva de nedescris. Mai ales doamnele și domnișoarele, în general, pentru toate zodiile, spun afirmația asta, o să ne simțim așa până la cer și înapoi. Bun. Apoi. Tot astăzi e acea opoziție între Marte și Saturn și spuneam eu că fie apar niște responsabilități prin casă, prin familie și e nevoie să le duci, fie pentru unii gemeni, vedeți că acum vi se poate deschide așa săptămâna aia oarbă de care vorbeam eu cu nodurile așezate așa, e ca și cum apare ceva pe neașteptat pentru tine, o responsabilitate, apare cineva și te gândești tu serios să mergi într-o direcție. Nu știu, partenerul îți propune, spune, uite, hai să facem ceva serios, hai să ne mutăm, hai să, în fine. Sunteți foarte bine susținuți, dar știți cum? E într-un moment în care nici măcar nu v-ați fi imaginat, adică sunteți luați așa, deodată, cu toată povestea. Norocul pentru tine vine din următoarea zonă, străinătate, spiritualitate, internet, tot ceea ce ține de relația ta cu divinitatea și dacă e vorba de o mutare, de o chestie, acum e momentul. Da, e ok tot înainte. Alți gemeni spre seară, e ca și cum pe lângă faptul că sunteți voi prinși pe partea profesională, da, mai apar și chestiuni în casă. 6 de bâte, soarele, wow, dragi gemeni străluciți astăzi, uite, o bucurie mare pentru tine, o conexiune cu un leu pentru unii. Soarele aici vorbește despre o legătură cu un șef, despre o avansare, despre ceva ce se clarifică, pur și simplu, strălucești. Pajul de cupe, o legătură cu un copil sau cu o persoană mai imatură din punct de vedere emoțional, dar tot felul de complimente pe care le primești, vești bune. Apoi, 2 de cupe, ei, uite că e și cu întâlnire. Dragi gemeni, ce faceți aici? V-am zis eu că e o perioadă pentru voi în care Pluton în quadratură pe acolo cu nodurile chiar vrea schimbări majore de la voi. Da? Mai ales cu Saturn acolo,
Dacă nu vă luați voi responsabilitățile, vi le dă el. Doi de cupe, uite, o întâlnire într-un loc public sau o discuție pe care o ai cu cineva la telefon sau chiar fizic. Chiar o zi extrem de bună. Iei o decizie importantă. Da, zodia rac. Dragi raci, o zi foarte bună pe bani pentru voi. Foarte, foarte bună. Undeva joi seara vă simțiți apreciați, vă simțiți lăudați, vă simțiți bine. Mai mult decât atât. Reușiți să vă găsiți acea stabilitate emoțională sau se întâmplă ceva acolo care vă ajută extraordinar de mult. Și puteți să primiți niște bani, da? De la o persoană din familie sau de la o persoană din trecut. Iar dacă vrei să mergi la cumpărături, ai foarte mari șanse să găsești reduceri. Tu astăzi ai o intuiție fantastică, deci ești laser, deci vezi prin oameni, e superb ce văd aici. O relație foarte bună văd cu străinătatea, cu planul acesta divin. Vezi ce idei îți vin, vezi ce se întâmplă, ce acte semnezi, ce evenimente au loc în jurul tău, pentru că sunt foarte benefice pentru tine, mai ales pe muncă sau pe sănătate. Și bineînțeles că această opoziție dintre Marte și Saturn, pentru tine poate să reprezinte un moment în care ești pus cumva la studiu fără voia ta. Pe de altă parte, se întâmplă niște lucruri care, nu știu, ție ți se par ciudate. Te trezești cu niște oameni că fac niște lucruri și rămâi și tu mirat și spui, băi, dar cum? Pe bune chiar faci chestia asta? Cum ai făcut? Cum? De ce? E bine să fii puțin atent și pe drumuri și pe comunicare, da? Astăzi, dar ce văd aici este că vei avea o discuție în legătură cu o rudă sau cu o persoană importantă din anturajul tău. Poate să fie ceva legat de persoana iubită pentru alți raci, să știți. Ceva ce vă responsabilizează. Da? Apoi, dar vedeți că e ceva ce voi intuiți, aveți voi un flash acolo, se întâmplă ceva. 9 de bâte faietonul, o conexiune cu zodia ta, deci este o zi în care e bine să lași teama asta deoparte. Pentru că ți-e teamă de acest nou început, ți este teamă de o activitate nouă. Lumea, foarte frumos, un succes, o bucurie, o conexiune cu străinătatea pentru unii raci. Stabiliți o călătorie, stabiliți un drum sau intrați în contact cu o persoană care e la distanță de voi. Și apoi avem regina de monede, o conexiune cu zodii de pământ. Taur, fecioară, capricorn, poți să primești niște bani astăzi sau poate să fie o zi în care o femeie de la distanță te-ar putea ajuta mult sau o femeie cunoscută. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi, vedeți că undeva pe la amiază, așa, spre seară, știți cum, străluciți de-a drept. Da? Faceți cuceriri pe bandă rulantă sau voi sunteți cei care, și eu, sunteți atrași de ceva, de cineva, nu știu, se întâmplă acolo o chestie. Alții pur și simplu aveți o stare de spirit foarte, foarte bună, iar cei care sunteți într-o relație, ei, uite, partea asta e bună. Pe de altă parte, este o zi pentru tine cu foarte mari emoții, este o zi în care nu prea ai control asupra lucrurilor și mai mult decât atât, vei fi foarte tentat să mergi într-o anumită direcție. Ei, norocul pentru tine vine din plăcere, din iubire, din relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Poate să fie un moment destul de intens pentru tine din punct de vedere emoțional, dar, atenție, există și această opoziție totuși dintre Marte și Saturn și nu sunt niște planete care, să zic așa, au o reputație foarte bună în a aduce lucruri drăguțe. Este un moment acolo de maximă putere pentru tine. Vezi că e ceva legat de bani, fie apar niște cheltuieli astăzi și, să zic, nu-i confortabil, fie pentru unii lei, începeți să vă gândiți serios cât sunteți apreciat, cât vă apreciază ceilalți, cât apreciați voi pe ceilalți. Dar știți cum e într-un moment așa în care nici nu vă dați seama, da? Ce spuneți, ce faceți. Norocul pentru tine vine din partea celorlalți, norocul vine printr-un contract, printr-un parteneriat, prin clienți sau prin partenerul de viață. De acolo e de bine pentru tine.
Pot apărea niște cheltuieli, să îți vin bani, dai bani la rândul tău. Vezi că este un moment în care ți se cere să abordezi puțin altfel problema asta cu munca. Și ți-aș recomanda spre seară mare atenție pe alimentație, ia și mănâncă sănătos, nu exagera cu anumite alimente, că nu e ok. Da? Chiar nu e ok. Regele de bâte, 9 de monede. Ia uite ce încredere mare ai tu în tine astăzi. Ești foarte energic, foarte plin de viață. Ești dornic să faci tot felul de activități. 5 de monede. E o senzație așa de singurătate, de abandon aici care apare. Da? E un eveniment neașteptat care se petrece. E ca și cum e nevoie să lași ceva în urmă. Alți lei spuneți, băi, uite, sunt cum sunt, dar ce, stau singură, stau singur, ia să îmi încerc eu norocul, da, pe unde se poate. Ultima carte, 6 de cupe, o conexiune cu un copil, cu un suflet pereche, cu o persoană dragăție, poate e cineva din trecutul tău. Uite, repare-i ceva, construiești ceva, lucrezi la ceva. Unii e ca și cum vă dați seama că e nevoie să apreciați și voi, să ascultați și voi oamenii din jur, dar, repet, în general o zi bună, bună pentru tine. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi, știți cum, este un moment acolo de conștientizare privind finalizarea unei relații, privind niște bani, da? Privind partea aceasta financiară a lucrurilor. Pe de altă parte, văd că se rezolvă ceva legat de niște bani, adică ai de dat niște bani cuiva sau îți vin ție niște bani. Da? Poate să fie și un moment, dragi fecioare, în care vă apucă dragostea sau vă apucă dorul de o fostă iubire. Acum, na, nu știu cum să spun, de în weekend oricum o să fie foarte multe state relațiile, deci depinde ce se întâmplă. Intri în contact cu o femeie pe care n-ai mai văzut-o de mult timp, cu o persoană dragăție, dar undeva spre seară, gata, îți recapeți energia, totul e roz și frumos, însă pentru tine este o zi în care o relație pur și simplu merge ca pe roate sau se rezolvă ceva legat de un șef, ceva legat de un proiect, se rezolvă o situație foarte bună care îți va oferi o mai mare stabilitate, poate financiară sau emoțională. Deci foarte cald aici la mine. Și uite, tot astăzi este un moment în care pot apărea mici mari conflicte în relațiile cu ceilalți. Aici e bine să fii puțin atent. E ca și cum tu așa pe repede înainte spui gata, uite, fac asta, fac cealaltă. Și e cineva acolo mai serios, mai liniștit, mai dificil. Pot avea niște discuții legate de persoana iubită, de un copil, parcă e cineva care spune, da, bun, dar eu stai să așteptăm, vreau ceva stabil, vreau ceva serios. Norocul pentru tine vine pe partea aceasta de muncă sau de sănătate. Poate știu eu dacă ieși și pui în practică, da, ceea ce spui, să știi că lucrurile ar putea să iau-o cu totul și cu totul altă întorsătură. Dar vei avea o reacție foarte interesantă în legătură cu cineva. Da? Unii poate aveți o simpatie, aveți ceva acolo care ține de iubire, care ține de plăcere și e acolo ascuns în voi și n-ați dat-o afară și acum spuneți gata, pac, fac declarația. Dar e ok ca declarația aia să fie însoțită și de fapte, dragi fecioare. Tare bine ar fi. Chiar v-ați scoate. Adică ar fi ceva. Da, am discutat pentru voi cu Marte asta în fecioară. V-am explicat în comunitate. Cred că de fiecare dată când face aspecte, tot vă bat la cap. Că e păcat să nu profitați de energia lui. Chiar e păcat. Pajul de spade, pajul de bâte, niște energii tinere aici, poate intri în contact cu persoane mai tinere, ești foarte curios aici în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație și așa cum spuneam, ai tu ceva acolo care te interesează. Apoi, 6 de monede, este o zi în care primești niște bani, dai niște bani, dar tot ziua de joi, poate să vină pentru tine și cu niște cadouri pe care le primești, cu un ajutor, poate. Ultima carte, îndrăgostiți. Bă, chiar e cu dragoste.
Cu plăcere. Îndrăgostiții vorbește despre o legătură cu zodia Gemeni, dar în acest context eu văd multă pasiune, văd și fapte, da? Unii, posibil că să nu fie doar la nivel de vorbe, să fie la nivel de fapte, să faceți ceva. Doar că, repet, vă veți trezi cu o reacție ciudată din partea celuilalt sau din partea celorlalți. Că acolo e o persoană așa mai serioasă, sinceră, liniștită, așezată, nu... Adică e posibil să luați prin surprindere persoana asta. Dar e ceva ce doreați voi să faceți și acum gata, acționați. E vorba de un final, de o eliberare, de un drum lung, o invitație, nu știu. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, hai că astăzi Venusa voastră e ok, are treabă, e într-o poziție superbă pentru voi. Păi, dragi Balanțe, în primul rând, e un moment în care fie vi se aprinde un beculeț, da? Fie unii, să zic că vă atrage cineva, da? Mergeți pe stradă, mergeți la cumpărături și vă atrage cineva. Pe de altă parte, este o zi în care voi visați așa frumos la viitor, vă faceți planuri, trăiți intens și da, cineva îți poate atrage atenția sau tu poți atrage atenția unei persoane, iar alții veți simți foarte intens ideea aceasta de viitor, da? Vă gândiți la viitorul vostru și spuneți, aoleu, dar dacă rămân singur sau singură. Dragostea plutește în aer, așa cum am zis, dragi Balanțe, deci tot înainte, chiar e o zi superbă pentru voi, însă vedeți că undeva joi seara intrați într-o zonă în care vă cam pierdeți din energie. Și, în general, este o zi bună pe muncă, este o zi bună să faceți lucruri frumoase, ieșiți în evidență, sunteți apreciați și sunteți foarte mult norocoși prin modul vostru de a comunica. Doar că undeva spre seară v-aș recomanda să fiți foarte atenți pe sănătate, adică dacă simțiți că ați obosit, luați și vă odihniți, nu exagerați cu absolut nimic și, dragi Balanțe, țin să vă anunț că unii veți primi niște vești, da? Sau se întâmplă acolo niște lucruri foarte ciudate legate de relațiile voastre. E vorba de relațiile alea vechi, de niște lucruri pe care trebuia să le rezolvați și astăzi aveți surprize. Norocul pentru voi vine din următoarea parte. Plăcere, distracție, copii, afaceri, persoana iubită, deci de acolo e norocul pentru voi, dar chiar v-aș ruga să fiți atenți, da, joi seara pe partea aceasta, să zic, de sănătate, dar și de muncă. Hai să vedem, dragi Balanțe, ce faceți voi. Regele de spade, roata destinului. Niște strategii pe care le face aici. Sau cineva care face niște strategii de mult timp. O legătură mai văd aici cu zodia rac sau zodia leu. E un noroc pe care tu îl ai. În legătură cu o haină de stat, în legătură cu o persoană cu uniformă. 3 de monede. Lucrezi la ceva într-un grup de oameni din care faci parte. Și tot 3 de monede înseamnă și un moment în care poți să înveți ceva, analizezi o situație. Ultima carte, 9 de spade. Ești puțin stresat aici în legătură cu o situație, în legătură cu schimbarea asta. Unii e ca și cum sunteți stresați și spuneți, uite, da, eu nu mă simt bine aici, dar nu pot să abandonez situația, dar nu pot să abandonez povestea. Ei, eu zic că puteți o abandonați. Sunteți stresați și pe partea financiară unii. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, pentru voi este o zi superbă din punct de vedere profesional. Acolo se întâmplă o mică mare minune. Alți Scorpioni, vă gândiți serios să vă oficializați o relație sau relația cu partenerul este bună. Alții poate chiar cunoașteți pe cineva. Există foarte mare predispoziție, să știți, dar e o predispoziție din aia de fapt, de dragoste la prima vedere și cu tot felul de chestiuni ciudate. În seara zilei de joi deja te concentrezi pe grupuri de oameni, pe relația cu prietenii, deja stai pe internet, ești prins pe tot felul de lucruri. În general, în ziua de joi este un moment foarte bun să stabilești o călătorie împreună cu o persoană dragă ție. Unii veți fi foarte concentrați pe călătorii îndepărtate, pe spiritualitate, o să vreți să vă relaxați. Unii poate chiar sunteți și călătoriți în perioada asta.
este ceva care ție îți va oferi o mai mare încredere în tine. Și, dragi scorpioni, o poziție dintre Marte, care e și guvernatorul vostru, și Saturn, pentru voi se petrece pe axa 5-11. Deci e vorba de relația cu un copil, e vorba de relația cu persoana iubită, de o afacere, de o poveste de iubire care, dacă nu mai merge, cam poate e cazul să acționați, să faceți ceva. Pe acolo sunt agitate puțin spiritele, da? Însă norocul pentru tine vine din casă, din familie. Norocul vine din trecut, vine pe o casă, pe un teren, deci se rezolvă lucrurile. Dar, repet, deci tensiunea de acolo vine pentru tine, partea aceasta, copii, iubire, anturajul tău, afaceri, plăceri, deci e ceva acolo ciudat. Poate unii primiți un mesaj, un apel telefonic, ceva care nu vă place. Sau primiți o părere, da, sau o reacție din partea unei persoane și rămâneți și voi mirați. Asul de spade, 10 de cupe, o decizie importantă pe care o iei privind casa, familia, privind un ideal pe care tu îl ai. Apoi avem pajul de bâte, da? O activitate nouă pe care o faci și care îți face plăcere. Pajul de bâte poate să însemne și o atracție pe care o simți față de o persoană. Apoi avem regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este și un moment, dragi scorpioni, în care vă concentrați foarte mult pe partea materială a lucrurilor. Poate, știu eu, acest bărbat vă poate ajuta. Poate să fie un prieten, un șef, cineva cunoscut. Dar e o persoană liniștită, o persoană care chiar vă este alături. Și decizia pe care ați luat-o voi sau pe care o luați e foarte, foarte bună. Zodia Săgetător. Dragi Săgetători, pentru voi vedeți că dragostea poate să plutească în aer de undeva de prin străinătate. Poate să fie o persoană străină. Pe de altă parte, dragostea poate să apară undeva la un drum lung unde mergeți voi. Și tot pentru voi este un moment foarte bun pe partea aceasta de acte, dar chiar și pe relația cu spiritualitate, relația cu divinitate. Vedeți că vă vin niște idei absolut geniale privind banii. Deci vedeți ce faceți. Iar unii cu siguranță aveți niște discuții cu partenerul privind o căsătorie, privind o călătorie într-un loc drag sufletului vostru. Undeva spre seară deja ieșiți în evidență, se mai liniștesc apele, deja sunteți la înălțime. Însă, dragi săgetători, partea bună a lucrurilor este că e o zi foarte intensă, foarte profundă, legată de casa voastră, de familia voastră. Se întâmplă ceva acolo, sunteți solicitați, da? Vă vin persoane în vizită sau aveți ceva de rezolvat privind o casă, o moștenire, un partaj, alții, o împărțire de bunuri, na, e și Saturn pe acolo. Și, de asemenea, dragi săgetători, pentru voi tensiunea este pe axa 40, deci casă, familie versus viață profesională. Pentru alții apar niște responsabilități și din punct de vedere profesional pe care e nevoie să le onorați. E nevoie să vă împărțiți în perioada asta între ambele direcții. Mai ales dacă sunt săgetători care în ultima perioadă s-au concentrat doar pe partea personală, doar pe casă, familie, doar acolo ați stat, ei vedeți că acum se întâmplă ceva din punct de vedere profesional, se ia o decizie, se întâmplă ceva și lucrurile, da, iau o altă întorsătură și va fi nevoie să vă împărțiți, dar veți reuși. Pentru că e o perioadă în care aveți mult de muncă și acum ori vă faceți voi munca plăcută și faceți ce vă place și vă luați un volum mare, sau când îți place ceva nu-ți dai seama cât lucrezi și normal că e un volum mare și îți vin și bani, dar aici, na, apar niște lucruri cu care e nevoie să te confrunți. Este o situație din care ai foarte mult ajutor din partea rudelor, din partea vecinilor, ai ajutor din partea anturajului, din partea persoanelor dragi ție. Și vezi tu, are legătură cu o situație pe care poate ai subestimat-o. Poate să fie vorba și despre ceva vechi pentru unii săgetători. Da? Hai să vedem ce faceți voi. Dragi săgetători, tare, tare cald e aici la mine. 5 de monede, 8 de cupe. Uite, abandonezi ceva, da? Abandonezi ceva, ceva legat de o problemă de sănătate, ceva legat de o problemă financiară.
Apoi, îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni, dar și o întâlnire cu o persoană dragă ție. Chiar este o zi în care poate ar fi bine să vezi și partea bună a lucrurilor, să vezi ce te relaxează, ce îți place, ce este interesant. Apoi, avem 7 de monede. Te concentrezi foarte mult pe trecut, te concentrezi foarte mult pe bani. Și unii săgetători cu siguranță stați așa, fie cu persoana iubită, fie cu un prieten, cu cineva drag vouă, și analizați așa și spuneți, băi, uite ce am făcut până acum, ce am clădit împreună, ce frumos a fost. Însă pentru alții sunt niște chestiuni din trecut pe care e nevoie acum să le rezolvați. Și mai ales săgetătorii care vă știți într-o relație în care lucrurile nu mai merg acolo, vedeți că e posibil chiar să aveți discuții serioase privind ruperea relației. Da? Ruperea relației. Da, posibil și acest lucru. Pentru alții pot fi niște responsabilități legate de un copil. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi o zi incendiară, ce mai zice, e minciună cât e de cald aici la mine, pentru voi o să fie fain. Metaforic vorbind. Uite, seara zilei de joi, foarte bună să te vezi cu persoana iubită, să cunoști pe cineva, să trăiești intens. Poți ai o discuție foarte plăcută cu o prietenă pentru unii sau să aveți un moment așa pasional, un moment drăguț. Se întâmplă ceva fain. Acolo primiți niște bani sau vă luați voi ceva și undeva joi seara deja gata, sunteți concentrați pe partea aceasta de spiritualitate, pe călătorii, deja sunteți concentrați pe studii, dar mai mult decât atât, este o zi pentru voi foarte bună în care puteți să rezolvați niște chestiuni foarte interesante privind rudele, privind relația cu anturajul, privind relația cu persoanele dragi vouă. Puteți să negociați ceva sau chiar să rezolvați niște chestiuni legate de acte. Este o situație din care voi veți ieși bine, aveți protecție divină și dacă ieși aflați de o închidere, de un final, de ceva ce se termină brusc, e spre binele vostru. Și bineînțeles că tot joi, undeva spre seară, bine, energiile astea se simt de pe acum, se vor simți și după, dar atunci e maxim. Acolo vedeți că este un moment în care vă poate crește foarte mult încrederea în voi. Foarte, foarte mult. Însă vi se cere să și acționați. Da? Vi se cere nu numai să să vă faceți teoria, vi se cere să și acționați. Atenție puțin pe drumuri, joi seara, și atenție puțin pe comunicare, pentru că există risc de conflict. Ce să facem, dragi Capricorni? V-am mai zis eu că e nevoie ca în perioada asta să vă deschideți puțin și în fața unor noi idei, în fața unor noi principii. Da? Unii puteți să aveți o discuție serioasă privind o relocare, privind o călătorie îndepărtată. Regina de cupe, 4 de monede. 9 de monede. Și foarte sigur pe tine, Regina de Cupe spune despre o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar poate să fie și o zi cu maximă sensibilitate pentru tine. Te revezi cu niște persoane dragi ție, uite, din trecut. Și aici se reiau niște discuții privind o sumă de bani, privind o casă, o bancă. Uite, e un moment bun astăzi. Bine, nu știu dacă e deschis la bancă la ora aia, dar încearcă mai pe după amiază, da? Înainte să se termine programul. Merge atunci că, uite, ai ocazia să rezolvi ceva atunci, dacă ai legătură cu așa ceva. Apoi, Cavalerul de Spade, ultima carte, un eveniment neașteptat care are loc pentru tine, niște discuții rapide, clarificatoare, benefice, dar este și un moment în care te simți așa puțin agitat. Uite, dar eu credeam asta și uite că se întâmplă cealaltă. Da, dragi Capricorni, nebănuite sunt căile Domnului. Dar până la urmă e de bine pentru voi, v-am zis, ieșiți bine din situație. Poate cineva vă dă o informație să faceți bani și voi spuneți, nu, că e o prostie și când vă apucați și căutați, vedeți că nu e chiar o prostie. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, pentru voi, e o zi foarte faină în relația cu o femeie. E o zi faină în care fie cunoașteți pe cineva, vă întâlniți cu persoana iubită, atrageți atenția unor persoane, cineva vă atrage atenția vouă. Deci e un moment fantastic. Deci veți străluci de-a dreptul, veți ieși în evidență. Se rezolvă ceva, însă undeva spre seară vedeți că se deschide așa o perioadă mai aglomerată,
mai aglomerată. În general, pentru tine e un moment în care rezolvi ceva legat de muncă, ceva legat de banii pe care îi primești de la muncă, de modul în care te simți tu. Alții poate reuși să rezolvați o problemă de sănătate. Însă, este o zi și pentru tine de lupte de putere. Este o zi în care e bine să fii atent pe bani, cât cheltui, cât primești. Și dacă ești și îl asculți acolo pe Saturn în privința banilor, să înveți lecția banilor, să încerci să îi apreciezi altfel pe ceilalți, pe tine, să apreciezi banii, să știi că lucrurile se rezolvă, da? E ca și cum ar apărea o cheltuială, da? Sau pentru alții pot apărea niște discuții așa aprinse, în contradictoriu, cu partenerul, cu cineva anume, poate de la bani, poate de la o lipsă de apreciere pe care cineva o simte. Însă e cu noroc pentru tine, adică vei ieși bine din poveste. Sunt și pentru tine niște butoane acolo care se apasă, dar e nevoie să faci și pace cu trecutul, că Pluto se apropie de cuadratura cu nodurile. 7 de monede, 8 de spade. Uite, ești aici blocat într-o așteptare, într-o situație, e dificil. Poate pentru unii sunteți blocați într-o situație și vreți să ieșiți. Așteptați niște bani. Apoi, regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Tot cartea asta poate să vină pentru tine și cu un moment în care un bărbat te poate ajuta. Vezi că e o persoană foarte sigură pe ea, este o persoană așezată. Unii, e ca și cum aveți legătura aici cu zona rurală sau cu o persoană care e mai învechită în gândire. 6 de cupe, o legătură cu un copil sau cu un suflet pereche. Văd aici din nou o legătură cu trecutul, dragi vărsători. Veți avea niște discuții aici ciudate, dar care vă determină să vă mai uitați puțin în spate, să vedeți ce n-ați făcut bine. Unii, nu știu, poate aveți de plătit vreo factură și nu vă place ideea asta. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi astăzi dragostea plutește tare rău în aer, la muncă. La muncă, în rutina zilnică, nu știu, unii e ca și cum sunteți prinși acolo de cineva sau cineva e prins de voi. E un flirt, e o chestie interesantă și e ok, da? Că pentru voi astăzi chiar e despre dragoste, despre plăcere, despre iubire. Și unii pești, vedeți că acum vă puteți da seama ce vă place cu adevărat vouă să faceți. Dacă erați în căutarea unui loc de muncă, se rezolvă ceva acolo printr-o femeie sau prin niște femei. E un moment magic pentru tine. Undeva joi seara deja atenția este pe relații, doar că ce să vezi, opoziția dintre Saturn din zodia ta și Marte tot pe relație. Și acum, ești protejat într-o situație, doar că e cineva care fie încearcă să te înțepe cu ceva, să-ți spună ceva care nu-ți place, fie pentru alții e ca și cum cineva, ai tu impresia că dă dovadă de lipsă de respect față de tine, că nu te apreciază suficient. Și atunci e un moment în care îți dai și tu seama că e cazul să-ți mai selectezi puțin persoanele din jur, dar și că e momentul să abordezi lucrurile într-un mod mult mai matur. Da? Că na, știi cum e unul, că îi dai un deget, ia toată mâna, cam așa și tu, adică vezi ce faci, vezi ce faci. Pot fi niște chestiuni acolo legate de acte, pot fi discuții în contradictoriu, dar oricum ar fi, tu ești protejat și ești foarte bine din situație, ești foarte, foarte bine din poveste. Alții poate faceți o activitate împreună cu persoana iubită. Pajul de bâte, asul de bâte. Un nou început, multă bucurie, o speranță mare pe care o ai, o atracție mare care apare aici. Față de o activitate, față de o persoană, 8 de monede și lucrezi la ceva. Unii poate încercați să cuceriți pe cineva sau lucrați la un proiect drag sufletului vostru. Ultima carte, pajul de monede, multe energii tinere, deci fie intri în contact cu persoane mai tinere, fie faci lucruri noi, iar pentru alții puteți să cunoașteți oameni noi. Pajul de monede spune despre o persoană care studiază, care analizează o situație, dar poate să fie și o persoană care te studiază pe tine. Uite, un împărat aici, deci o persoană importantă. Undeva la o vreme de seară.
Uite, ai parte de o bucurie. Faci ceva nou, apar niște noutăți plăcute pentru sufletul tău. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, foarte cald aici la mine. Sper că am reușit să mă concentrez cât de cât, că mi-a mai revenit, dar nu de tot. Vă îmbrățișez cu drag și ce să vă zic, e o zi în care v-am explicat eu că suntem așa într-o perioadă în care ce nu s-a întâmplat un an, jumătate, doi, se întâmplă acum. Da? Sunt schimbări mari pentru toată lumea și asta e absolut fantastic. Sunt schimbări mari. Și nu prea avem cum să le evităm, decât e mai bine să le inițiem noi, că e mai ok. Nu e roz, dar e mai ok. Adică să ieșim puțin din zona de confort în perioada asta. Vă îmbrățișez cu drag, aveți grijă de voi și vă doresc să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă.